ask you something. Where I find the castle? The castle? Yeah. I have no idea. No? When I'm drunk, I probably find it. Okay. Sunt foarte entuziasmat pentru că vreau să mă distrez, vreau să mă întâlnesc cu oamenii. Îmi place foarte mult atmosfera asta de festival. Neața, uitați ce view frumos am. Nu mă lungesc cu vorba și vreau să spun că challenge-ul pe care l-am primit de la băieți este să vorbesc în engleză. Adică pe tot vlogul meu să vorbesc în limba engleză. Și când vorbesc cu oameni necunoscuți sau cu fani, trebuie să vorbesc în limba engleză și mai apoi, după ce întreb sau zic o chestie, trebuie să vorbesc în limba română. This is our view. This is Cluj-Napoca. And today I will go to Electric Castle and before I go to Electric Castle, I will present my room and I will go to Bianca Dam to give or a placa. I don't know how to say in English placa. And here is my room. Hey, what's up? Căutam hashtag-uri pentru poza de Emmy. Yeah? Yeah, this is a... let me present to you NASA. This is disaster here in our room. These are my neighbors. Hello. M-am speriat, m-am lovit cu piciorul în scaun, mulțumesc. This is your placa. Da, asta. I have a challenge. I need to speak in English. Ah, da? Yeah. Toată ziua, gen? Yeah. Până când? 5 o'clock. Ok. Ba nu, 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 8 o'clock. Și stai. Cum se numea ce mâncam de Paște? Deci doar în București? Albe, așa? Cercuri? I don't know how to say in English. Păi dă mai de aia. Fuck, waffle, no. Cu mâncetea, mânci. Mucenici. Da. Mucenici, yeah. I don't know why. You're not in focus. What the fuck? Ah, you're in focus now. Bye. Yay. Every time when I'm going with elevator, I press both of them. Yes, my friend. I will coborât to you. Bye. This is one of the most beautiful elevators from Romania. And this is my place. This is my pool. I have some friends here. Hi. This is my house. And this is my future house. I'm so sorry for my late. Ah, gata, ai ajuns? Yeah. Yeah. We are going to electrics to Bontida. Yes. This is the backyard from my house. In the future I will put my name there, not that name. And I'm not friend with Buck and I don't have the street sound very well. And we have arrived at the Electric Castle. Thank you.
tell me where I find the castle? The castle? Yeah. Yeah, the castle is over there. Este frumos spot. Hello. Can I ask you something? Where I find the castle? The castle? Yeah. I have no idea. No? When I'm drunk, I probably find it. Okay. Merci frumos. Merci frumos. Plăcere. Hello. Where do I find the castle, you know? Where do you find the castle? Yeah, the castle. There! Merci for what? Plăcere! Run. Hello, sorry. Where do I find the castle, you know? Oh, that's okay. You guys doing that. Now, we are going off of the festival because we need to go to the concert. We have a concert in Medias, and I will give Lapsha to Amy. Hey, se pare că dragul meu Horica m-a lepșuit după ce a vorbit astăzi numai în engleză. Îl am aici în față. Uitați-vă cât de fericite că poate vorbi acum în română. A? În sfârșit pot vorbi română, da. Și ne pregătim să mergem la concert la Medias. Adrian, ești pregătit să încălzi vocea? Sunt foarte. Tot timpul sunt pregătit pentru spectacole. Vreau să mă duc la castel și după aia să întreb lumea unde e electricul din castel. Am înțeles. Și n-ai reușit, n-ai apucat. Nu, că e pe timing și dacă nu-ți faci timpul, n-am pus să filmezi. Asta-i treaba ta, eu filmez că vreau, frate. Vrei să după mine? Să-i cunosc cu poate de aici. Vezi că nu mai gândi spune la Medias, cucule. Această statuie umană venită din Bihor. Uite, clipește, e cam fake, cam slăbuț, dar... Oh, unde fugi, mă? Fă ceva! Fă ceva, mă, fă ceva! Și acum căutăm mașina gândită mai parcarea. Băi, știi cineva unde e mașina? Iată și pe asta, e imposibil așa ceva. Andra, tu vrei să filmezi cu mine? Nici nu? Bine. A rămas singur. Ce se temă? Vreau să limitez la 59, știi, să merg așa. Schivă să nu pe partea asta. Și am plecat de concert către media și se pare că vremea ține cu noi. Momentan. Horica, Horica. Change zoom, change the zoom, ok, no zoom, no fucking zoom. Și intrăm în Mediaș și vremea încă a ținut cu noi, deci este senin și frumușel afară. Domnul statuie, ce face? Ești direct la radio, că așa mi se pare. Sunt obosit puțin, da. Am ajuns la Mediaș. Să ne dezmățim puțin de la drum. Te pui pe canapea, intri în emisiune, nu știi ce n-ai poate zici, că ai emotive, camere, tânga, dreapta, oameni acolo, 4-5. Ce faci? Că parcă te ia așa cum un fior pe dinăuntru, dacă te vede acolo patru babe care te aplaudă, te tind vedete, efectiv, când în momentul când îți dă microfonul mâine, te vine răzvan și zici, ce faci? În momentul ăla nu mai știi ce faci. Salut, Cristi! Bună! Bună seara, să trăiți, să trăiți. Mulțumim frumos, mulțumim. Să trăiți. Emi, îmi pare bine. Bine v-am găsit. Trebuie să urcăm ca să avem de unde coborâ. Vreau să vină și băieții cu radio. Dăm interviu aici. Multă, multă artă aici. Multă, foarte multă artă. Artă și cultură. Uite cum arăta Mediașul, frate. Cuza președinte. Cuza președinte. Uite așa trebuie să stau. Jos, respect, citește de acolo. Cuza privată. Președinte, vreau direct sus. Știi că... Nu știu de ce vreau, dar vreau. Mi-aș dori cândva să fiu primul președinte din istoria României apolitic.
se pare că domnul Cuza nu vrea să fie primar, vrea să fie președinte, așa că eu mă mulțumesc să fiu și primar, să știți. Și voi da leapșa domnului viitor președinte. Cuza președinte, Cuza! Am luat leapșa! Târziu, da, am luat. Salutare, dragilor, eu am luat leapșa mai târziu. Eu filmez a doua zi pentru că băieții în timp ce au filmat au greșit ceva și au uitat să mai oprească și camera atunci când nu filmau și bateria s-a consumat în permanență și în momentul când mi s-a dat mie leapșa, eu am rămas practic cu bateria pe roșu, am filmat un minut și s-a stins. Am încercat să filmez și cu telefonul, nu am reușit să fac nimic pentru că fiind întuneric erau foarte mult noise, calitatea imaginii era groaznică și am discutat cu băieții și mi-au dat voie, după regulamentul creat de noi, mi-au dat voie să filmez astăzi. Și eu continui leapșa, practic, a doua zi. O să mergem acum să mâncăm și după o să mergem la electric chestia. Așa că, haideți cu mine. Lipa, lipa! Și cum tot timpul am obiceiul să uit chestii, mi-am uitat ochelarii. Ochelarii... Mamă, știi sentimentul ăla când nu... i-am găsit. Vreau să vă zic sentimentul ăla când cauți ceva și te enervează că e super pe grabă și nu-i găsești. Bă, vă mulțumesc frumos că mi-ați dat voie să filmez a doua zi, dar vina a fost comună, practic. Uite ce tare e hotelul, nu știu, probabil vei la Orta și băieții. Oare am luat cheia de la mașină? Când o să fiu eu mare, ca vârstă, probabil o să am măcar un colț de living care să arate aproximativ așa. De astăzi, Cucu e unchi! Felicitări, Cucu! Fratele lui Cucu și soția lui au făcut un... A făcut soția, de fapt, da. De fapt au făcut împreună, dacă stai să te gândești. Împreună un micuț David. Mi-e foame. Păi noi mergem să mâncăm, nu veniți? Da, ați vorbit? Da, eu așteptam puțin, dar mai vreau să fac două cadre pe aici. Mi-a venit o idee super, super tâmpită. Da? Vrei să spun titlul? Când apare vlogul ăsta? Vorbeam de lucru. Gata, facem. Am venit la așa emoția. Deci... Și plecăm să mâncăm. Câteva chestii. Bă, da. În momentul în care te uiți la volan trebuie să spui centura de siguranță. Să primești cheia de la colegul din spate. Băi, mi-am spart telefonul. Să spargi telefonul și să primești cheia de la colegul din spate. A, v-am mai zis asta. Și dacă ești cu un smart, poți ieși și din gaură de șarpe. Ciocolo. Ciocolo. Servus. Ajungem în vreo 6 minute acolo. Da, băi, aproximativ. Era super drăguț locul ăsta, dar nu sunt mese libere. Nu vreți să vedeți și la cantină de aia, să mâncăm și două hărși de porc cu 20 de lei? Să nu mai mănânci chichirația de rață cu 55 de lei. Și am ajuns la al doilea restaurant, cafenea, slash loc unde o să ne întâlnim cu toții, sperăm să avem loc. Și... Mamă, uite ce tare e grafitiul ăla din spate. Hai să ne jucăm cu ăsta de basket. Dă un slam. Da, și la... Mi-am rupt mâna. Ți-ai rupt mâna? Mi-a rupt mâna. Și la mine sunt mai statuit, mai spune. Vai, dar ce moment. Da, uite, uite. Vai, uitați-vă la aici, moment emoționant. Acum mergem să mutăm mașina, pentru că am parcat-o destul de prost. Ciao, Colom! El e arpi românul nostru, servus! Ce faci? Dă-mi și mie telefonul tău, te rog, să plătesc parcarea. 405 și numărul mașinii. Am plătit parcarea, cu Schivă ne-am întâlnit, a venit și Radu, ne apucăm de halit. Hai! Ce? Păi de ce nu ți-ai balmoșile? Pentru că nu este carne. Păi și tu fără carne nu poți mânca? Bine. Tu de ce ești trist, Emi? Nu să mă gândesc ce să mănânc. Nu știu ce. Eu mă gândeam că te gândești că o să conduci și că trebuie să bei. Ai vrea să bei. Și am terminat de mâncat și plecăm către Electric Castle. Ce faci? Bine. Faci bine? Da. De ce faci bine și nu faci rău? Că abia am mâncat și mergem să ne dăm o rată. Ciao! Și ne despărțim de Cucul pentru că i-am schimbat șoferul. Schivo, the best driver. Asta nu e de aia cu camera. The best driver in the world. And I will be în spate cu Andra pentru că Emi nu încape în spate. Aoleu, unde e cotierul? N-avem.
Împărtășește-ne ceva despre tine. Haideți, puișorilor, treceți. Emizi și copilotul. Da, copilotul, sunt copilul foarte. El este omul care atrage atenția și ghidează șoferul, facem schimbă banda, aici. Facem stânga. Pe strada Regele Ferdinand. Și pentru tot ajutorul pe care ni l-a oferit Schivo până acum, mă simt dator, prietenesc și moral să vă zic să-i dați subscribe la canal. Fata asta chiar merită, muncește foarte mult și pe lângă faptul că muncește, sunt momente în care își lasă munca ei și ne dă nouă camera. Spre exemplu, și ieri și astăzi, ea n-a mai filmat daily vlog doar să ne ajute pe noi, așa că dați-i subscribe, Schivo. Sunt foarte entuziasmat pentru că vreau să mă ditez, vreau să mă întâlnesc cu oamenii. Îmi place foarte mult atmosfera asta de festival. Este o emoție destul de mare în momentul în care te duci la festival, pentru că pe lângă faptul că te decotarele de rutină, te pute mai puțin bătară, că de când ai bătară nu e de bine. Este foarte tupere. Cel mai mult îmi place la festival că toată lumea e beată. Zibuz. Nimeni n-a de bud, nimeni n-are nicio treabă, tot uite ăla te pizze, unul te pizze acolo. Băiatul t-a pizzat, noi ne dităm în continuare, tu te mântuți pe electrichetel cu geamul deschid ca să ne intre aer direct în gură. Mare-i seara, de asta seara, Domnule și Domn din cer. Ce s-a întâmplat? Nu vreau decât să fie a mea. Nu vreau decât să înțelegi. Carnică grasă care mă iubea. Eu zic că am ajuns, hai să coborăm. Afară s-a norat, cred că o să vină ploaia aici, așa că trebuie să ne pregătim direct de la mașină, să nu venim prin ploaie, să ne luăm cizme, geci și alte tot felul de chestii. M-am îmbrăcat de electric castle. Yeah. M-a picurat în cap. Te-a picurat și pe tine, înseamnă că plouă. M-a picurat. N-am rastat noi la electric, dar acum e cea mai multă lume din toate zilele. Chiar dacă am stat și am venit puțin, am venit fix în orele de vârf, să spun așa. Nămolul se arată. Sperăm să nu fie furtună de aia din toate părțile. Asta este roata în care oamenii se învârt. El e Oxy, e managerul lui Ruby, dacă cineva vrea să-l bată sau nu s-a înțeles cu el la vreun contract. Și al lui Dorian. Nu e chiar atât de prietenos precum pare. Uitați-vă. Și al lui Diamante fumă mult. Păi, uite, vezi? Da, și ploaia, cum am spus, a început. Uite de ce patru copii fericiți. Whisky. A trecut o oră și ceva de când n-am mai filmat, așa că vreau să iau pulsul acestei seri. Sunt în parametri, da? Ești în parametrii normali? Da. A, e perfect atunci. Tu cum ești? Foarte bine. Cel mai frumos mod de a încheia ziua, de fapt daily-ul sau daily-urile, pentru că e un daily pe două zile, dailies, e cu voi împreună, așa că eu închei aici și ne vedem. Și dau lapșa. Nu e mică, vreau să se trezească de vreme. De fapt...